și al Fiului și al Sfântului Duh. mă iertați. În Pateric citim, e vorba de apoftegma 30 de la Ava Agaton, că acesta a venit odată, mă iertați, că acesta a venit odată să vândă câteva lucruri și, și a dat peste un schilod la marginea drumului. Schilodul întreabă, unde mergi? Ava răspunde, în oraș ca să vând marfă. Acela îi zice, fă milă și ia-mă cu tine. Bătrânul l-a luat în spinare și l-a cărat până la oraș. Acela i-a zis, unde vinzi marfa, acolo să mă pui jos. <coughs> și a făcut în tocmai. După ce vindea câte un coș, schilodul întreba, cu cât l-ai dat? Și el îi răspundea, cu cât. Atunci schilodul îi cerea, cumpără-mi o plăcintă. Și cumpăra. Apoi mai vindea un coș și acela întreba, cu cât l-ai dat? Și îi spunea, atât, cumpără în cutare și bătrânul îi cumpăra. După ce și-a vândut toată marfa și voia să plece, schilodul întreabă, pleci? El răspunde, da. Atunci schilodul îi zice, mai milostivește o dată și dumă unde mai găsit. Și luându-l iar în spinare, l-a dus în locul de unde luase. La sfârșit, acela îi zice, binecuvântat ești Agaton de Dumnezeu în cer și pe pământ. Iar când și-a ridicat Ava Agaton, ochii n-a mai văzut pe nimeni, că își fusese un înger al Domnului care venise anume să-l pună la încercare. Așadar, Avagaton a venit odată să vândă câteva lucruri. Părinții pustiei, egiptene, mergeau la anumite intervale de timp în satul sau orașul din apropierea locului unde vețiau pentru a-și vinde rucodelia, lucru de mână, frânghi, rogojini, coșuri, altele asemenea, care le asigurau subzistența. Avagaton a venit ceodată să vândă câteva lucruri și a dat peste un schilod la marginea drumului. A acum, noi privind retrospectiv, înțelegem că nicio întâlnire nu e întâmplătoare, că toate sunt rânduite de Dumnezeu. Viața i-a învățat pe infirmi unde trebuie să se posteze pentru a primi ajutor. Orbii pe care îi vindecă Iisus la Erihon se aflau și ei pe marginea drumului. Infirmii din satele și orașele învecinate cu pustia egipteană cunoșteau bine locurile prin care treceau asceții și se așezau acolo, pentru că, fără îndoială, se alegeau cu ceva. Schilodul întreabă pe Avagaton unde mergi. Întrebarea e superfluă. Schilodul știa prea bine unde merge și cu ce scop, dar avea nevoie de un pretext pentru a intra în vorbă cu el. Avai răspunde, în oraș ca să vând marfă. Avai nu-l repede. Ava știa, de fapt, ce voia de la el știa că voia să-l miluiască, dar nu l-a repezit. Nu i-a zis, tu știi prea bine unde merg și de ce mă duc acolo. Dar nu i-a repezit și i-a răspuns în oraș ca să vă marfă. Agatron, deci îi răspunde nu doar la întrebare, ci și la cea pe care o anticipează că va urma, anume cu ce treabă. Schilodul îi cere, fost milă și ia-mă cu tine. Bătrânul l-a luat în spinare și l-a cărat în oraș. Desigur își ducea și marfa deși era uscat de post și priveghere, Agaton n-a zis nici pâs, l-a luat în spinare și l-a cărat până în oraș. Iată un om de fier al pustiei. Dacă spinarea nu era de fier, cu siguranță voința era. Schilodul i-a zis, unde s-vins marfa, acolo să mă pui jos. Și a făcut în tocmai. Infirmii din orașele și satele din apropierea pustiei, pustiei au realizat ce fel de oameni sunt anahoreți. Vedeți, acești oameni îi simt pe ceilalți, Ei simt dacă le dau milostenie sau nu, îi simt dacă pot profita de pe ei sau nu. Așadar, și acest chilod, în ton cu ceilalți, a realizat ce fel de oameni sunt anahoreții și nu se jenau să profite de pe urma lor. Ceea ce remiților de fapt le convenea de minune pentru că aveau cu cine să facă milostenie. Cine din pustie nu cunoștea ceea ce spusese părintele lor Marle Antonie? De la aproapele nostru vin și viața și moartea. Dacă îl vom câștiga pe frate, îl câștigăm pe Dumnezeu. Dacă îl zmintim pe frate, păcătuim împotriva lui Hristos. După ce Agaton vindea câte un coș, chilodul îl întreba cu cât l-ai dat. Deși el știa prea bine prețurile. Și a mai răspundea cu cât. Atunci chilodul cerea, cumpără o plăcintă. Și îi cumpăra. În orice ierarhie, cel de pe treapta inferioară, în mod conștient sau inconștient, testează până unde poate să meargă în raporturile cu cel de pe superioară și va merge până unde îi se permite. E ceea ce face și schilodul. Într-adevăr, deci când Agaton vindea un coș, acela întreba, cu cât l-ai dat? Și îi spunea cu atât, cumpără în cutare și bătrânul îi cumpăra. Deci aceștia vedeau că merge, deci n-a făcut doar o cerere, pentru că dacă după prima cerere ar fi refuzat, n-ar fi făcut a doua, de el a văzut că ține și a zis, hai să mai încerc o dată, să mai cer să-mi cumpere cu tare și cu tare, ca un copil, exact ca un copil. Deși asceții își vindeau rucodele la prețuri derizorii, câștigând, câștigul abia acoperind strictele necesități, de observat detașarea lor de cele pământești. Agaton nu se îngrijește, nu zice în sinea lui, vai, dacă îi tot cumpăr la schilodul ăsta câte ceva, eu nu mai rămân cu nimic, eu din ce mai trăiesc. Nu zice așa ceva. Agaton îi împlinește nesfârșitele cereri fără să murmure, fără să-l admonesteze, fără să-i spună, nu-ți e rușine, mai tot cerut atâtea acum, mai oprește-te și tu, nu-l auzi spunând așa ceva. Precum un părinte cererile unui copil pe care l-a dus în bazar. După ce și-a vândut toată marfa și vrea să plece, schilodul îl întreabă, pleci? Deși din nou el vedea că pleacă, știa că o să plece, dar el își găsește pretexte ca să se agațe de el, Așadar, pleci? Ava vai răspunde, da, nu-l repede nici acum, nu-i zice, păi nu vezi că plec, ce mai tot pui întrebări, mă nebunești cu întrebările, nu-i spune așa ceva, îi răspunde, da, ne-am fi așteptat ca schilodul să-i mulțumească pentru tot ce făcuse pentru el, însă în loc schilodul îi mai face o cerere, auzi, mai milostivește totodată și dumă unde mai găsit, îi întinde coarda și mai tare, îi mai testează încă o dată limitele, schilodul e asemenea unei căpușe, încă de dimineață nu se mai satură să-i sugă sângele lui Agaton. Dar acesta, fără, dar acesta fără să crâgnească, lundul, iar în spinare, l-a dus în locul de unde luase. Așadar, Agaton trece cu brio cele trei probe: drumul dus, piața și drumul îndărât. Notă maximă pentru fiecare. Iar toate povestirile inițiatice de pe toate meridianele sunt de acord că unei astfel de persoane îi se cuvine cu luna de lauri. Așadar, Avagaton îl ascultă pe infirm precum pe stare său, iar toate acestea au presupus efort, jertfă, ascultare, căci altfel la sfârșit n-ar fi auzit binecuvântateștea Gaton de Dumnezeu în cer și pe pământ. Și asta nu de la un pământian, fie el schilot sau nu, ci de la un înger. Într-adevăr, că marile bătrâni și-a ridicat ochii, n-a mai văzut pe nimeni. Fusese un înger al Domnului care venise anume să-l pună la încercare. E interesant de remarcat și că schilodul nu îl întreabă pe gaton cum, cum îl cheamă, dar la final el îi spune pe nume. Fiecare dintre noi este pus la încercare tocmai când nu se gândește, din cel puțin două motive. Primul, prea deseori avem o părere prea bună despre noi, nerealistă. Astfel că Dumnezeu din milă ne pune la încercare pentru a ne aduce cu picioarele pe pământ. Al doilea pentru a învăța trezvia, pentru a putea răspunde prompt atunci când e cazul. În fiecare clipă Dumnezeu poate să ne pună la încercare, să trimită pe cineva să ne încerce. Îmi place să o asemen pe Maica Gavrilia Papayani cu acest aval patericului. Maica Gavrilia Papayani, o femeie cu a zilor noastre, a povestit următoarea întâmplare din sejurul său indian. Odată baba Amte, un cunoscut al ei din India, a trebuit să fie dus la un spital într-un oraș departe. Așa că a telegrafiat, trimiteți-o pe sora, adică pe maica Gavrilia. Și m-am dus. În zilele acelea, spitalele din India nu permiteau nimănui care însoțea un pacient să-și petreacă noaptea în încintă. Așa că singura soluție a fost gara, unde văzusem de multe ori oamenii dormind pe bănci, povestește maica Gabrielia. Petreceam toată ziua la spital și noaptea dormeam pe o bancă în gară. Dimineața spălam la toaletă una dintre cele două rochi albe pe care le aveam, o întindeam să se uce suce și îi dădeam un mic bacșiș și angajatei ca să aibă grijă de ea. În acest fel, cu ajutorul lui Dumnezeu și fără să-mi dau seama, zilele treceau. În ajunul zilei în care Baba Amte trebuia să iasă din spital, m-am întâlnit cu șeful gării și i-am spus: Îmi mai permiteți o noapte în gară? Când ați ajuns? a întrebat el. Au expirat cele 48 de ore în care aveți dreptul să rămâneți? Ah, s-a mirat Maica Gavrilia, nu m-ați văzut. Deci ea era acolo, ea era acolo de mai multe zile. Și Maica s-a mirat, ah, nu m-ați văzut. Îngerii trebuie să mă fi făcut invizibilă. Am petrecut deja 14 nopți în gară. Și știți cum e șeful gării, el știe tot ce mișcă acolo, merge pe peron, vine, vede în fiecare zi și noapte cine stă acolo. Și iată acela timp de, timp de 14 nopți, nu o văzuse niciodată. Șeful de gara a izbucnit în râs și a zis: Ei bine, atunci să fie 15, dar pe cine aveți aici? Pe fratele meu, pe baba te am spus. Așa și așa i-am și, arătat telegrama. Din moment ce este vorba despre acesta, puteți să mai rămâneți cu dragă, a zis acela. Deși relatarea se, se încheie aici. Îmi place să cred că și, Maici, și Maica Gavrilia a auzit de la îngeri binecuvântate și Gavrilia de Dumnezeu în cer și pe pământ. Astfel de oameni sunt mereu binecuvântați de Dumnezeu prin îngeri, ba chiar ei sunt îngeri pământești, îngeri în trup. Arhimanditul Grigorie, starețul mănăstirii Dochiaru, în cartea sa Ucenic la oameni nevoitori, prezintă între aceștia și pe o monahie Antonia, crescătoare de animale a mănăstirii de Maici Buna Vestire din insula Patmos. El notează despre ea, cum să nu-ți aduce aminte de Antonia, care în fiecare zi la revărsatul zorilor și în zi de rând și în zi de sărbătoare, încălțată cu galoși, îmbrăcată cu haină zdrențuită, alerga să îngrijească animalele. Își iubea atât de mult slujirea aceasta, încât ajungea la staul plină de bucurie. Alergau ca o tânără, nu se vedea cu un calcă pe pământ, avea impresia că zbura. Cu multă sârguință își îndeplinea slujirea izmerită, fără cârtire, fără suspine și fără să pufăie de nefericire și fără gânduri ca acesta. Celelalte maici sunt la birou, la croitorie, la biserică, iar eu la grajd, la animale. Și a slujit astfel nu doar uneori, ci în toate zilele a fierosirii sale. Iar binecuvântatele animale instinctiv înțelegeau dragostea și grija ei pentru ele și sărbătoreau în prezența ei izmerită. Mereu când o vedeam, spuneam șoptit, Uită-l pe Cucuzel cu țapii săi din Sfântul Munte. Atunci când el cânta printre râpe și prin desișuri, încetau să mai pască și îl ascultau uimiți. Fiind gângavă și având o voce slabă, amintea de Moise care păștea oile socrului său. Antonia se înțelegea bine cu animalele. O întreba în felurite lucruri despre slujirea ei și îmi răspundea. Slujirile zmerite îl ajută pe omul slab să dubândească pocăință bineînțeles dacă le consideră mai potrivite pentru sinele sau păcătos și nu zice în sinea sa, eu eram pentru ceva mai bun. Vedeți? Aceasta e ceea ce diavolul a șoptit femeilor din toate vremurile, dar la cărui succes e el apogeu astăzi. Se știe că cel puțin 70% dintre divorțurile de astăzi sunt inițiate de femei, ba chiar de 90%, ba chiar 90% dintre divorțuri sunt inițiate de femeile cu studii superioare. Deși cele mai multe dintre ele au bărbați mult mai buni decât ei. Că, cum se știe, femeia își caută timpul un bărbat mai bun decât ea, cu un statut superior ei, prin instinct. Dar vrăjmașul își optește și acestora. Eu eram pentru ceva mai bun. Eu meritam ceva mai bun. Și de aceea unele femei ascultă șoapta diavolului, deși bărbatul lor nu le-a greșit cu nimic, e la locul lui cu tare și diavolul le șoptește, tu meriți ceva mai bun. Tu ești o prințesă, tu meriți un prinț, unul mai deosebit. Și multe femei ascultă aceste șoapte și se duc după ele. Dar iată, maica aceasta, Antonia, nu spune așa, mai Maica Antonia, iată ce spune, slujirile zmerite îl ajută pe omul slab să dobândească pocăință. Bineînțeles, dacă le consideră potrivite pentru sinele sau păcătos și nu zice în sinea lui, eu eram pentru ceva mai bun. Așadar afirma Mo monahia Antonia, eu am nevoie de slujiri zmerite că sunt un om slab ca să dobândesc pocăință. Antonia a rămas în partea de jos a scării, însă în inima noastră a celor care am cunoscut-o, afirma Arhimanditul Grigorie, era mai sus și decât scara. A mirosit de bună voia bălegar și găinați în această lume ca să răspândească mireazmă în cer. Iată deci o formulă potrivită. Se trăgea din ținuturile pierdute și mult înguite ale Asei Mici, unde Oamenii îl slăveau pe Dumnezeu precum David de șapte ori în zi. E vorba de Asia Mică, acolo unde erau creștini până la 1921 22 când s-a făcut schimbul de populație între Grecia și Turcia. Ea a fost din acel loc. Iar Dumnezeu îi binecuvânta încetat pe aceștia până atunci când s-a mulțit păcatul și a venit asupra lor urgia lui Dumnezeu și i-a luat pe toți. Adică i-a mutat din Asia Mică în Grecia. Prigonită și epuizată a ajuns în insula Kos, cu care se învecina locul ei de baștină. Acolo nu a stat cu mâinile încrucișate, plângându-și soarta nefericită. Puțina știință de carte, cu nimic n-a împiedicat-o să înceapă să lucreze cu propriu. Cu hărnicia ei a biruit toate greutățile și și-a deschis o băcănie. Din câștigul pe care îl obținea, se întreținea numai pe sine, nu numai pe sine, ci întreținea pe mulți nefericiți. În fiecare zi întindea masa în casă ei pentru mulți oameni. În insule, de obicei, atunci când oamenii mâncau, din mai multe motive, își încuia ușile fie ca să nu vadă vecinii și trecătorii mâncarea lor sărăcăcioasă, fie pentru că era răspândită concepția ascetică, cum noi, fiind oameni cu judecată, mâncăm asemenea animalelor fără minte. Din acest motiv nici nu, nici nu mestecau mâncarea asemenea animalelor mergând pe drum, fie pentru că la masă se, fie că, pentru că la masă se destindeau. Și zicea mereu ca să mănânci ca omul, deci nu în picioare ca animalul. După cum vedeți, le era necunoscut bufetul, să ții mâncare în mână și să stai în picioare, să umbli în tot locul în care mănânci, discutând cu cunoscuții. Fie pentru că imaginea omului cu gura plină nu este ceea ce are mai bun de arătat omul în exterior. În niciun caz nu accept că și închideau ușile pentru a nu oferi mâncare trecătorilor, pentru că legea nescrisă a gospodinei spunea, prima farfurie cu mâncare este a lui Hristos. Iar dacă nu avea, avea un străin la masă, o ofereau unui nevoiaș. Antonia ținea mereu ușa larg deschisă, gândind că poate trece pe lângă ea vreun om înfometat, care să-i poată spune poftește la masa mea. Hrănea din avută eu o mulțime de oameni care în acele vremuri grele umblau pe drumuri nemângâiați și lipsiți de orice bun. Într-o zi imediat ce a intrat în casă, vede trei tineri intrând înăuntru și nu lor la masă. Însă de acea binecuvântată dată nu avea nimic pregătit. Le-a zis, așteptați puțin să vă aduc ce am la îndemână. Pentru azi nu am gătit, o să pregătesc ceva de grabă. După rugăciune, mai înainte de a se atinge de cele puse pe masă, cei trei tineri s-au făcut nevăzuți unul după altul și au, am rămas singură, povestește Maica Antonia. Imediat mi-am adus aminte că unii oameni care au fost primitori de străini au ajuns să găzduiască îngeri lucru care se spune despre Avram, patriarhul evreilor. Desigur, eu am încredințare lăuntrică de la Dumnezeu, mărturisea ea, că nu am avut de a face cu simpli oameni, ci cu îngeri de foc. Mai târziu s-a închinoviat la mănăstirea nou înființată a părintului Anfilohie din Patmos, pe care l-a cunoscut în insulă, când acesta o străbătea în calitate de duhovnic pentru a spovedi. La mănăstire s-a fierosit din toată inima și cu tot sufletul vieții monahale și a asumat îngrijirea animalelor mănăstirii, rămânând în această slujire până la sfârșitul vieții. Mănăstirea săracă era nevoită de multe ori să-și trimită monahiile în insule din împrejurim pentru a-și putea dobândi cele de trebuință, nu cerșind, ci muncind. Cum era și firesc, insula Samos, aflată în vecinătatea insulei Patmos, fiind mai fertilă, era indicată pentru o astfel de misiune, în special pentru procurarea de măsline și de ulei. Astfel a lucrat în insula Samos, Antonia, la culesul măslinilor, fiind plătită nu în bani, ci în natură, adică în măsline și ulei. Urmarea împlinirii acestei misiuni este și următoarea întâmplare pe care mi-a mărturisit-o un suflet iubitor de Dumnezeu, care a auzit-o chiar de la monahia Antonia. Preacucernicul nostru, părintea Anfilohie, în perioada războiului, când oamenii mureau de foame, o trimitea pe Antonia în fiecare an în Samos, ca argată, pentru a aduna măsline. Ca plată primea în loc de bani măsline și ulei. Le aducea la mănăstire, iar bătrânul Anfilohie le folosea aproape pe toate pentru a acoperi nevoile celor săraci, împărțindu-le cu dărnicie celor care veneau în fiecare zi la mănăstire să ceară ajutor. Odată chiar i s-a plâns sora Hristodula, părinte Anfilohie, păstra și pentru noi puțin ulei și câteva măsline, ca să nu murim de foame. Bătrânul se-a răspuns, sora mea, noi putem muri, oamenii să trăiască. Are grijă Dumnezeu și de noi, deci Părintele Amfilohie era și el un înger în trup, desprins de cele pământești, de grijile pământești. Într-un an, deci, când Antonia se pornea conform obiceiului ca să meargă din nou în Samos pentru măsline, s-a dus la Părintele Amfilohie pentru a-l lua bun și a primit binecuvântarea lui. Acela cu dragoste părintească i-a spus, să mergi copilul meu cu binecuvântarea lui Dumnezeu și a preasfintei, însă vreau ca tu cu ajutorul lui Dumnezeu să ajungi neapărat înapoi la mănăstire în ajunul Crăciunului. Să fie binecuvântat părinte, a răspuns Antonia și a pornit la drum. Într-adevăr a plecat, s-a dus în Samos și a adunat măsline cu multă sârguință. În fiecare zi primea un coș cu măsline și ulei. Când s-a terminat culesul măslinilor, a adunat tot ce primise, s-a pregătit pentru a pleca la mănăstire, pentru că deja era cozi înainte de ajunul Crăciunului și trebuia, după cum îi poruncise bătrânul, să se întoarcă la mănăstire. În acea vreme însă nu existau mașini și singura modalitate de a se deplasa cineva până în port erau cărăușii, care aveau căruțe cu cai în care încărcau lucrurile. Se duce deși Antonia și îl găsește pe singurul căruțaș din sat și îi spune Vă rog mult, mă puteți duce în port ca să plec spre Padmos? Am câteva lucruri cu mine și cât face o să vă plătesc. Căruțașul în loc de răspuns a început să strige la ea și să o înjure. Acel era comunist, după cum a aflat mai târziu, Maica Antonia și acela ura foarte mult pe creștini. Era un ateu cu duh rău care, care, ura pe creștini. Pleacă de la mine, a zis, nu vreau nici măcar să te văd, dar evite să te mai duc și în port. Antonia îl ruga, omule, liniștește-te, măcar liniștește-te, chiar dacă nu mă duci în port, liniștește-te. Atât de mult se înfuriase căruțașul, încât Antonia credea că o să-i facă rău. Acela, desigur, sub influența duhului rele. Antonia nu știa ce să facă, deja începuse început să se însereze și nu mai avea nicio altă posibilitate de a pleca. S-a întors și s-a încuiat în căsuța sărăcăcioasă în care locuia, fiind foarte întristată pentru că urma ziua ajunului Crăciunului și nu putea îndeplini ascultarea pe care i-a dat-o bătrânul. Nu-mi pasă de mine, zicea, cât aș fi vrut să nu-l necăjesc însă pe părintele Anfilohie. Stând în casă, a și toată noaptea s-a rugat cu lacrimi Sfinților Arhangheli, la care avea mare evlavie. Rugăciunea era aceasta, Arhanghelul meu Mihail, care are mari și puternice și îndrăzneală înaintea lui Dumnezeu, găsește o cale de a pleca ca să nu se necăjească părintele meu Anfilohie și luminează și pe căruțași să nu facă rău. Acestea le-a spus toată noaptea rugându-se cu lacrimi Arhanghelului. Și ce a rânduit deci Dumnezeu? După ce cărușul s-a dus la casa lui și s-a culcat, i s-a arătat în vis un tânăr luminos care i-a spus De ce nu vrei să duci călugărița în port? Atunci căruțașul s-a înfuriat și zice tânărului, cine ești tu de să vii la casa mea la ora asta să-mi o socoteală? Cine sunt eu o să vezi dacă nu faci ceea ce zic. Îi zice că așadar, mă ameninți? Și a vrut să se ridice ca să-l bată. Stai, zice tânărul, eu care îți poruncesc sunt Arhanghelul Mihail. Și dacă nu te scole acum să o duci pe monahie în port ca să poată pleca, mâine vei muri, eu îți voi lua sufletul. Auzind acestea, s-a sculat foarte înfricoșat. A luat de îndată calul și căruța și s-a dus la acel ceas la căsuța unde locuia maica Antonia și a început să badă puternic la ușă. Antonia încă mai era genunchiată și se ruga. Imediat ce a auzit bătăile în ușă, a alergat și a deschis. Însă văzându-l pe căruțaș, s-a speriat foarte tare și a vrut să închide la, la, iar la loc ușa. Însă acelea a strigat. A dus repede lucrurile, a dus lucrurile. Dar omule, ce ai pățit? Cum de ți-a venit să vii la ora asta să mă iei? Acela îi zice iară speriat. dus să zic, lucrurile tale pentru că nu mi de să mă pun cu acela. În cele din urmă a încărcat lucrurile și a spus, urcă-te și tu. Cu sufletul la gură de frică, sora s-a urcat în căruță. Pe când înaintau, pe drum îi zice căruțașul, ea spune maica mea. Deci vedeți cum ea zice acum, maica mea. Deci înainte, pleacă să nu te văd. Nu pot așa, cu dispreț, cu scârbă comunistă. Ea spune, maica mea, ce legătură ai tu cu arhanghelul? De mi s-a arătat aseară în viș și m-am fricoșat. Dacă nu o duci pe călugăriță în port, mi-a zis, mâine vei fi mort, nu o să mai trăiești. Prin urmare, de aceea te duc, pentru că nu mi-arde să mă pun cu arhanghelul. Auzind acestea, Antonia profund mișcate a mulțumirii Dumnezeu preasfintei și arhanghelului, care a ajutat-o să plece și să împlinească ascultarea primită. I-a explicat căruțașului că s-a rugat toată noaptea Arhanghelului Mihail ca să o ajute, de aceea s-a petrecut minunea. Astfel, Maica Antonia s-a învrencit într-adevăr să ajungă la mănăstire în ajunul Crăciunului, datorită ascultării ei și intervenției miraculoase Arhanghelului Mihail. Maica Antonia s-a mutat la locurile cerești pline de zile și de fapte bune și se bucură împreună cu îngerii și cu maicile duceștile din veac. Bineînțeles, avea și slăbiciuni omenești, mai întâi de toate își trăgea nasul într-una și devenea deranjată, deranjantă pentru cei din jur. Apoi, după cum se pare, ținea mai mult la muncitorii mănăstirii decât la frații ei. Ajungea până într-acolo încât ne păra bătrânului Anfilohie. Eu, care am făcut multe gafe din pricina lipsei de experiență și a neatenției, cu ochii mei de tânăr vedeam aceste lucruri ca pe niște cusururi, însă înaintea lui Dumnezeu poate le sunt virtuți. Să avem, încheie părintele, Grigorie, cu Grigorie, să avem binecuvântarea ei de maică duhovnicească și simplitatea și zmerenia ei să ne fie model de viață. Iată așadar, trei îngeri în trup astăzi și să avem și noi binecuvântarea lor. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin. Poftiți -a.